Tom. Da. Bună dimineața. Bună dimineața, România. Bună dimineața, Europa. Noi suntem din București, adică noi vă transmitem live din București, ora 10 și un minuțel. Și a venit clipa, a venit momentul mult așteptat. Noi tot v-am promis că vine băiatul, vine, dar nu v-am spus cine vine. Și acum cred că oamenii de acasă ar trebui să știe cine a venit. Da, dacă tot l-am promovat de vinerea trecută, eu am așteptat să fim în live, în direct, ca să-mi cer scuze de la Robert Durbaca pentru încurcătura de săptămâna trecută. În sfârșit îl avem alături de noi matinalilor pe acest tânăr pasionat și foarte, foarte harnic, care ne va povesti despre parcursul său astăzi. Bună dimineața, Robert! Bună dimineața, Robert! Bună dimineața și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și cum se spune, a doua oară este cu noroc. Exact. Dacă exact. N-a fost prima, a doua este cu și noroc. Eu, să știi că cred în sintagma asta, că a doua oară este cu noroc. Și cred că lucrurile cumva așa trebuiau să se întâmple. Cred că poate azi mai bine. Exact, poate azi este mai bine. O să inspirăm poate pe cineva, o să ajutăm poate mai multe persoane. Exact. Cum te simți? Mă simt excelent, de la excelent în sus, dacă se poate spune așa. Așa. Ne-ai găsit ușor dimineața? Da, a fost destul de ușor să vă găsesc. În principiu, locația este foarte ok. Accesibilă, da. Nu te-ai mai avut rătăciri în lift? Că la noi oamenii se mai rătăcesc prin lift. Ba da, am avut, fiind sportiv, am avut tendința să urc pe scări. Wow, apreciat. Și am urcat pe scări. Știu unde sunt scările aici, da, și eu am încercat să le găsesc. Eu nu le-am găsit. Le-am găsit, am urcat și am coborât înapoi pentru că nu era drumul care trebuie. Vezi, Andreea, cine caută, ce înseamnă să fii motivat de dimineață. Exact. Încerci chiar dacă știi că poate nu o să îi zbuti. Chiar dacă e în drum închis și da. Până la urmă recuși la varianta ușoară, la lift. Exact. Prieteni, hai așa un mic rezumat despre Robert, nu știu dacă e caz, dar hai. Robert, student în ultima la psihologie, e din Panciu, a lansat două cărți și își propune să doneze toți banii din cărți. Asta așa, un mic rezumat ca să știm despre ce vorbim, ca oamenii să știe să pregătească întrebările. Da, prieteni. Același timp se ocupă și de fitness, cred și de fitness. Da. Scuzați-mă. Și antrenor de fitness. Până la urmă dezvoltarea personală, deci Robert oarecum îmbină toate aceste calități, toate aceste atribute și ne învață și pe noi cum să facem asta. Exact. Deci, prieteni, Robert a venit, voi l-ați așteptat, noi l-am așteptat. Și în comentarii, dacă aveți întrebări pentru Robert, ele sunt binevenite, nu, Robert? Sunt foarte binevenite, orice întrebare e foarte binevenită. Și dacă Robert reușește, o să vă răspundă cu mare drag, sau dacă nu, după emisie, la sigur o să oricând cu mare drag. Da. Hai să o luăm treptat, cronologic, încet, da? Robert, cine e Robert Durbaca? Robert Durbaca este un... Sau cine era? Dacă e mai ușor așa să încep. Cine era și cine este, da, aș putea să fac... Să luăm încet de la nașterea lui Robert. Cine era Robert? Era un băiat foarte timid, care nu avea încredere în el, în schimb avea foarte multe aspirații, foarte multe dorințe de a reuși în viață. Asta până la vârsta de 17 ani, când am început să-și fac ceva concret. Până atunci doar visam, mă mulțumesc să stau în lumea mea, așa mă mulțumeam. Povestea a început din orașul Panciu, de la 14 ani. Când părinții au divorțat, am ales să merg cu mama în orașul Panciu și acolo a reînceput noua viață. Astfel am reușit să dau și naștere la visurile pe care le aveam. Primul pas pe care l-am făcut a fost să mă apuc de sală, de sport, de fitness. La 14 ani, a fost refugiul meu. După o perioadă foarte grea, a fost o ușă, portița de scăpare. După, la un an, aș putea spune că m-am apucat să citesc cărți de dezvoltare personală și psihologie. Astfel, a luat naștere și dorința de a face facultatea de psihologie, pentru că găseam în acele cărți răspunsuri și tot ceea ce eu căutam, pe care, bineînțeles, oamenii din jurul meu nu puteau să mi le ofere acele răspunsuri. Iar dorința mea a fost ca, citind acele cărți, să pot să cunosc cât mai multe, să îmi rezolv eu problemele. Și am zis că dacă eu o să reușesc, de ce să nu fac ceva mai mult pentru lucrul acesta? Astfel am ales să optez și pentru facultatea de psihologie.
care de altfel n-a fost un drum ușor, fiind ca o paranteză. Să întreb, da. Nu a fost un drum ușor pentru că înainte de facultatea aceasta, la care sunt anul 3 acum, am renunțat la încă două facultăți pentru a ajunge aici, în punctul ăsta. Ce facultăți? Dacă prima facultate a fost tot psihologia la Brașov. În schimb, lipsurile materiale și sentimentul că nu era locul potrivit pentru mine au fost destul de puternice. Astfel am renunțat după vreo 4 luni de facultate. Următoarea facultate a fost geografia în București. Am făcut un an, am simțit că nu mă regăsesc și am zis că n-are rost să stau 3 ani, să mă trezesc în anul 3 și să zic, bă, nu mi-a plăcut sau regret că am stat 3 ani. Am zis, mai bine rup răul de la rădăcină și o să merg la facultatea de psihologie. În București. În București, da, și să rămân și aici. Și după aia ai dat la psihologie. Da, și după ce am renunțat la facultatea de geografie, foarte hotărât am fost, am zis că merg la psihologie fie ce-o fi. Și am mers la psihologie și acum sunt anul 3, urmează să termin cu tot. Și la psihologie există un examen de admitere, ceva? A existat și un examen de admitere, da, a fost și un examen. M-am pregătit pentru el, nu pot să zic că... Și cu ce aveam? Cred că norocul a fost faptul că citeam eu foarte mult. Că bani de pregătire sau alte oportunități nu am avut. Asta a fost singurul meu noroc, să zic. Mi-a plăcut să citesc și îmi place să citesc. Minunat, minunat. Da, oricum, cele 4 luni de la Brașov cumva te-au ajutat? Și cele 4 luni, da, 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 bineînțeles, m-au ajutat foarte mult. Mi se pare foarte interesant, adică nu te-au descurajat, ci mai degrabă da, te-au făcut să continui. Mulți pur și simplu renunță și apoi se simt descurajați, mai ales că după te-ai trezit într-o altă situație în care din nou ai avut același sentiment. Adică alții probabil s-ar fi refugiat în obiceiuri mai toxice sau ce știu eu. Tu ți-ai găsit alinare la 14 ani în sală, după care ai încercat să faci alegerile pentru carieră, dar nu te-ai lăsat. Adică tot ai încercat și a treia oară și ai intrat la psihologie și ai rămas și la București. Chiar dacă poate primele experiențe cu facultatea nu ți-au fost prielnice. Tot rău spre bine. Exact, exact. Așa, cum a fost copilăria ta? Copilăria mea a fost una... Acum, nu știu, poate sunt copilării și mai grele, dar a mea a fost o copilărie grea, cu multe lipsuri materiale, cu lipsuri sufletești. Astfel, părinții s-au divorțat, au ales să divorțeze când eu aveam 14 ani, pentru că aceste lipsuri și-au pus amprenta destul de tare în viața mea, a mamei mele și a surorii mele, că eu mai am o soră. Este mai mică sau mai mare decât tine? Este mai mare. Mai mare. Este mai mare, okay. Da, este mai mare. Eu, ce mi-aduc aminte din copilărie sunt dorințele pe care le aveam atât. Altceva nu aveam. Nu aveam bani, nu aveam înțelegere. Sunt curioasă ce te motiva. Ce îți doreai să obții prin visele tale? Tocmai aceste lipsuri pe care le aveai sau și mai multe? Nu, prin visurile pe care le aveam atunci... Deci reprezentau în primul rând un refugiu pentru mine din realitatea curentă pe care o trăiam. Uh-huh. Apoi era dorința de a realiza și pe locul 3 era să demonstrez că pot. Chiar dacă, uite, asta mi-e situația, o situație grea, din care poate alții, nu știu, ar fi ales alt drum, cum ai zis și tu. Exact. Să demonstrez că se poate și cealaltă variantă, chiar dacă ți este greu. Da. Și jocuri în copilărie, ce jocuri făceai? Sunt curios. Jocuri. Jocul preferat în copilărie. Cel mult eram cu alergatul, deci orice implica alergat, de la fața ascunselea, de la să ne prindem unul pe altul, să ne împingem. Fotbal foarte mult, am jucat fotbal foarte mult. Și alergam, dacă pot să spun, de nebun efectiv. Mergeam și alergam. Deci orice includea alergat, orice era alergat. Deci mai degrabă nu optai pentru jocuri de strategie sau pur și simplu jocuri prin care să te antrenezi fizic, să fugi, să scapi oarecum. Poate la nivel psihologic poate era o scăpare din realitate. Asta, acolo băteam. Da. Și cum era panciu atunci și cum vezi panciu acum? Există o diferență?
Da, este o diferență, dar cred că diferența este la mine și la modul în care vezi lucrurile. În care, da, 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 în care percep oamenii, în care percep ce se întâmplă în orașul respectiv. Atunci îl vedeam, nu știu, perfect, aș putea spune pentru mine cum eram și cum gândeam. În schimb, acum nu cred că nu-l mai văd atât de perfect, pentru că în comparație cu Bucureștiul sau în comparație cu un alt oraș mare unde ai foarte multe oportunități. Din punctul ăsta de vedere, nu-l mai văd ideal. În schimb, este acasă. Și văd. Minunat, minunat. Hai un pic să mergem pe filiala sport un pic, Andreea. Poftim? Vedem. Mergem pe sport un pic. Hai să... Nu, nici măcar nu. Eu încă sunt curioasă cu... sunt curioasă mai mult de partea de psihologie și ce te-a motivat pe tine să vrei să cunoști cum funcționează mințile oamenilor. Și a fost o dorință, din nou, dorința ta de a te înțelege poate mai mult pe tine însuți sau de a înțelege pe ceilalți și să reușești să înțelegi poate acțiunile lor, de ce... sau justificările din spatele acțiunilor lor, că uneori oamenii nu pot să-și explice de ce fac anumite lucruri. Îți doreai să-i înțelegi mai mult pe ei sau pe tine sau ambele? Amândouă aș putea spune. Atât pe mine, în primul rând eu, pentru că aveam nevoie să mă înțeleg și apoi am zis de ce nu și oamenii. Adică, uite, mi-aduc aminte de o fază amuzantă. Căutam pe Google cum să citești ce gândesc oamenii. Cred că toți am făcut asta la un moment dat. Și am zis că nu cred că funcționează atât de simplu. Mintea umană este foarte complexă. Complexe, da. Este extrem de complexă. Nu știu dacă se poate ajunge la o înțelegere totală. În schimb, să ai o linie de ghidaj după cum funcționează și a modului de funcționare, cred că se poate să ai o mică direcție. Dar după tine, psihologia este o artă sau o știință? De multe ori mi-am pus această întrebare. Tu cum o definești? Din punctul meu de vedere, este o artă. Aha. Vine de la suflet, a studiat sufletul și apoi mintea. Eu așa am perceput întotdeauna, nu știu dacă e răspunsul corect. În schimb, eu așa percep psihologia, ca o artă. Cam asta era și răspunsul meu. Mă tot întrebam. Și acum ești în anul 3, simți o diferență cum erai în anul 1 și anul 3? Vezi altfel lucrurile sau... Oh, o diferență majoră. De la cer la pământ aș putea spune. Tot ceea ce am învățat acolo la facultate și tot ceea ce am învățat din cărți, în principiu mie mi-a plăcut să experimentez în realitate. Nu am ținut doar la nivel de idee și atât. Pentru că consider că doar o idee nu te ajută dacă nu are și aplicabilitate sau nu o aplici, nu o testezi. Exact, exact. Ca și antrenor de fitness, cum a început toată treaba? A început la 14 ani, dorința mea exact. Eu m-am dus în sală, nu știam ce să fac într-o sală. M-am chinuit destul de mult să învăț exerciții, să învăț, nu știu, să mănânc, să învăț chiar și cum să gândești, că în sport trebuie să știi și cum să gândești. Nu e de ajuns doar să depui efort fizic. A început după un an, după ce am început eu să văd ceva rezultate, eram foarte slab și mă complexa lucrul ăsta. După ce am început să văd rezultate, mi-am zis că este o meserie sau este un job pe care aș putea să-l fac în așa fel încât să nu mă plictisesc, pentru că vedeam cât este de interesant și câte rezultate poți să ai din sportul acesta, din fitness mai exact. Astfel am început tot cu o idee mică, după cum se vede, tot o idee am avut, iar antrenor sunt de 2 ani. Am început să și profesez. Eu tind să cred că a început poate chiar mai devreme din copilărie, pentru că dacă, nu știu, copilul îi place să se miște, el din start are o inteligență kinestezică. Da, deci îi place pur și simplu să se miște, să fie în contact cu corpul său, să știe cum să-l opereze și așa mai departe, dar deci nu cred că a început din simplu complex, poate că te simțeai mai slab sau ci de mic cred că ai cultivat această inteligență kinestezică și e interesant că ai urmat acest drum. Da, de mic, prin alergările pe care le făceam și toate cele, au contribuit, bineînțeles, pentru că eram, cum ai zis și tu, eram destul de dezvoltat pe partea asta și eram prietenos, să zic, cu activitatea, nu era ceva... Da. Eram în relații foarte bune și suntem în relații foarte bune. Robert, eu e o întrebare pe care eu de multe ori mi-am pus-o. Un începător care vrea să se apuce de fitness, ce îi recomanzi?
Uite, eu am problema asta. Eu îmi fac abonament la sală. Eu merg în prima zi, eu fac un pic de bandă, alerg, după care zic, las că eu vin a doua zi. A doua zi nu mă duc, după care a treia zi eu zic, las că de luni, după care zic, bă, las că de săptămâna viitoare precis mă duc. Și pe urmă, da. Cam eu uneori mă consideram băiatul ăsta care ajută, un fel de sponsor al sălilor, știi, care doar își face abonament. Deja directorul salei de fitness spunea, bă, vine Dima, își face abonament și plătim factura, știi? Că el oricum pe aici n-am mare. Da. Zi-mi, te rog, uite, eu acum chiar sunt ochi și urechi. Ce ar trebui să facă un începător? Un băiat sau o fată care se decide să meargă la sală? Să aibă răbdare, în primul rând. Să aibă răbdare cu procesul în sine, să aibă răbdare cu propria persoană. Pentru că mulți când merg prima oară, să zic, într-o sală, deja se vizează ori cu un abdomen super sculptat, da, ori se întâmplă imediat. Ori, da, și marele dezavantaj în sportul acesta este că durează poate ani de zile. Da. Întâi trebuie să ți disciplinezi și mintea, eu asta consider. Dar ca să ajungi să te ții, ai nevoie de răbdare, efectiv, să ai răbdare cu tot ce se întâmplă. De la activitatea în sine, pentru că am văzut mulți începători și mi se întâmplă chestia asta să văd în săli, vin și fac de toate. Da, vor să fie cât mai extrem, dar nu păstrează o linie consistentă, să facă în fiecare zi, poate mai puțin sau mai puțin extrem, dar în fiecare zi. Să știi că asta fac eu. Faci foarte mult. Adică eu când extrem fac abonament, e entuziasmul, gata, merg la sală și mă apuc, bag o halteră aici, un picior în altă parte, basar cu coarda, și după aia am un obicei, nu știu dacă e bun, după prima zi de sală, mă duc la oglindă și îmi trag tricoul. Și da. Aștept să rezultată imediat. Și mă zic, parcă deja se vede ceva acolo. Parcă e mai bine, da. E o metodă bună de a cultiva răbdarea aceasta, să facem pozele de dinainte și după, să vedem practic în timp rezultatul, că unii oameni nu se motivează cu nimic, efectiv. Nu știu cum să se motiveze sau nu știu cum să aibă răbdare. Da, este o idee extraordinar de bună și trebuie aplicată. Eu o recomand să ai poze înainte, să ai poze după, la 3-6 luni, să monitorizezi, să ai măsurători făcute cu un centimetru, unde vrei, bust, talie, șolduri și tot așa. Te ajută foarte mult și te încurajează că în momentul în care ești demoralizat... Acum mă gândeam că eu am poze doar înainte făcute. Doar înainte și după urmează la următorul abonament. Exact, chiar nu mint, chiar aseară mi-a făcut o poză. Ok, deci m-am pus la perete, m-am dezbrăcat, adică cât trebuia și mi-a făcut o poză. Și m-am și încordat așa un pic, să pară. O să vezi după 3 luni, dacă o să ai răbdare, o să vezi că o să fie. Deși chestia cu răbdarea e un pic mai grea la început, da. Știu, și eu așteptam rezultate peste noapte. Și plângeam, aproape plângeam, că mie mi se părea că arătam la fel. Adică după 4 luni de sală, mie mi se părea că arăt la fel. Și de ce mai fac sală? Asta da, era întrebarea mea. Da. Ce contează? Ce contează când te apuci de sală? Ce trebuie să faci în momentul ăla? Ok, asta, am răbdare și pe urmă ce trebuie să mai faci? Să începi cu minimul. Minimul de antrenamente săptămânale, poate 2 ar fi indicat dacă nu ai mai făcut sport niciodată. Mm-hmm. Eventual, dacă ești mai prietenos cu sportul, să faci de minim 3 ori pe săptămână. Și să ai să fii constant în treaba asta, adică primele poate 3 luni să ai merge 3 ori pe săptămână, apoi să poți să crești numărul. Deci să faci un stil de viață, practic. Exact, păi asta înseamnă fitness-ul, să devină un stil de viață. Dacă mergi din prima săptămână, mergi de 5 ori, o să ți se pară foarte mult și o să ți se pară obositor dacă da, nu ai mai făcut sport. Exact. Pentru că tu ești, te rog. Da, spune. Mai avem o întrebare. Pentru că tu ești și o persoană foarte gânditoare, atunci când faci un antrenament, spre exemplu, ieși complet din capul tău sau îți vin idei pentru scris sau nu știu, ce se întâmplă în mintea ta atunci când faci un antrenament? Da. Te detașezi sau tot ești prins în problemele din viața cotidiană? Mă detașez foarte mult. Este scăpare. Antrenamentul în sine și cititul sunt cele două, și scrisul sunt cele 3 lucruri care mă scapă de cotidian și de ce se întâmplă. Dar sunt separate, așadar. Da, sunt separate, sunt foarte separate. Bine, da. În timpul antrenamentului de obicei mă deconectez foarte mult de ce se întâmplă, indiferent dacă sunt foarte trist sau dacă sunt foarte vesel, sunt foarte fericit. În timpul antrenamentului devin foarte linear din punct de vedere emoțional și ceea ce simt și îmi fac antrenamentul și atât. Deci nu mai există altceva. Tu recomanzi de, nu știu, seara, dimineața sau nu contează? Depinde de stilul de viață. Bună. Dimineața este foarte indicat pentru a avea o zi destul de productivă și pentru a fi destul de
activ în timpul zilei. În schimb, seara, dacă ai probleme cu somnul sau cineva are probleme cu somnul, îi recomand seara pentru că o să-ți obosească fizicul, astfel o să ai odihna destul de eficientă și o să poți să dormi destul de bine. Uh-huh. Uite, eu am încercat o metodă să mă trezesc la 5 dimineața. Dar după aia nu știu ce se întâmpla, după aia mi-era somn la 7-8 sau poate, nu știu. Cred că asta cuprinde, a fost cuprinsă răspunsul lui de mai devreme, că și eu cred că fac greșeala asta, că toată noi nu suntem pe stilul ăsta de viață. Și într-adevăr și eu, și știu sigur că și Dima are probleme cu somnul, deci cred că ar fi indicat ca noi să facem sport seara cel mai bine. Cred că seara v-ar prinde cel mai bine. Dacă te trezești la 5 și tu în mod normal, nu te trezești la 5 da. Doar pentru sală, o să fie extraordinar de obosit, pentru că faci trecerea de la un stil de viață pe care l-ai acum la un alt stil de viață cu totul nou și asta trebuie să se întâmple la fel în timp. Exact, în timp. Și mai ales că te trezești la 5 și te culci la 3, știi? Te culci la 3, da. Adică... Te culci la 3 și trezești la 5 și ești acolo. Deja ți-ai răspuns singur. Bă, tricoul ridicat, te uiți în oglindă. Te motivezi cu tricoul, da, ridicat și așa o să... Nu o să stai somnul. Uite, eu mai am o problemă. Eu vreo 3 ani tot încerc să fac sală și știi în ce mai găseam motivație? Dar nu mergea. Zic, îmi cumpăr Adidas noi. Dacă îmi cumpăr Adidas noi, sala o să meargă perfect. Da, și mă ceam 2 zile până se murdăreau Adidas și ceam, gata. Sau gata, de asta, gentuță. Gentuță de aia. Geantă de sală. Geantă da, de sală, da, geantă, dacă o să am, eu o să fac sală. 2-3 zile și... Și după da, păi te obișnuiești cu ea în peisaj și de asta, uh-huh, cred. Și îți vine să iei altceva nou, poate. Și în ritmul ăsta da, o să dai faliment, adică tot cumpărându-ți mereu ceva nou. Exact, acum am și geantă, am și ăla de băut apă special pentru... Shaker, da. Shaker, dar nu, doar apă beau eu din eu, nu prea. Am și shaker, am și Adidas, 3 perechi de Adidas, am tricouri, am de toate, dar nu mă dă. Ai investit destul de mult. Da. Cineva îmi spunea că se ține de sală, un client al meu îmi spunea că la început mi-a spus chestia asta, cum a început să prindă drag, la început mi-a spus că bă, eu am venit la sală pentru că am dat bani și am plătit. Și ca să nu pierd banii, a plătit o sumă mai mare de bani, plătind și antrenorul, adică plătindu-mă și pe mine, plătind și sala și mi-a zis că mi-era cam așa să pierd banii ăștia totuși. Da. Și am zis, hai că mă țin să văd ce iese. Poate ar trebui și eu să-mi cumpăr, să-mi iau un abonament cu antrenor. Să dai mai mulți bani. Dacă vrem să avem obiceiul ăsta de a ne recompensa, poate să facem pe termen puțin mai lung. Adică atunci când o să am un rezultat peste 6 luni o să-mi iau o pereche de Adidas. Exact. Și o să ai poza cu ei acolo și o să fii încântat în fiecare zi de Adidas și ăștia. Păi, da, gândește că așa în 2-3 ani o să ai foarte multe perechi de Adidas, tot și... lându-ți treptat. O să ai o colecție impresionantă. Încă ceva ce mi-a atras atenția la ce a spus colegul meu este că el bea doar apă în shaker. Este indicat să suplimentăm în dieta noastră și nu știu ce știu eu, băuturi cu proteine sau... Da, este foarte indicat. Da. Noi pentru a ne asigura trebuie să mâncăm foarte, foarte ordonat, da, din punct de vedere alimentar trebuie să mâncăm foarte corect. Și mă gândesc că nu toată lumea își permite timpul necesar să investească sau poate bănuții să zică o alimentație destul de bogată o să coste un pic. În schimb, un baton proteic, un shake de proteină, o creatină, orice, o să te ajute destul de mult pentru că sunt lucruri esențiale pentru corp, de care oricum avem nevoie. Dar tu recomanzi procesul ăsta alimentar până a merge la sală sau după? Cred că și în timpul. Deci ai putea să începi înainte, nu știu dacă poți, pentru că nu știi exact ce și cum o să simtă corpul, ce o să ai nevoie. Poate o să ai nevoie de mai mulți carbohidrați că te obosește la nivel mental sau poate grăsimi că te obosește fizic, încă nu știi. Dar din momentul în care începi sala, din momentul în care începi să mergi, ai putea să spui la punct alimentația, atunci ai putea să te orientezi spre alimente și tot ce trebuie. Da, da, eu recunosc că stau foarte prost la capitolul mâncare și alimente. Eu am încercat dieta cu macronutrienți, practic, să-mi calculez carbohidrații, grăsimile și ceea ce ai spus tu acum cu atunci când capacitatea mentală se epuizează că ți-ar trebui mai mulți carbohidrați, despre exemplu asta nu știam sau n-am pus niciodată în contextul ăsta și mi se pare interesant că de multe ori aleg să nu mănânc foarte mulți cartofi sau uite că deja e seară, mai bine nu mai mănânc și mă simt totuși obosită mental pentru că scriu foarte mult, scriu articole, scriu pentru școală și într-adevăr cred că m-ar ajuta să includ mai mulți carbohidrați complexi și sunt
Cartofi dulci, nu? Parcă? Cartofi, orez, paste, fulgi de ovăz, deci tot ce ține, mazărea, tot ce ține de, de ce au și fibre în compoziție în principiu. Ați auzit matinalilor, deci mâncăm sănătos de mâine. Da, mâncăm de azi, de fapt, nu mai de mâine, de astăzi. De astăzi nu există nu contează, nu contează că a început deja ziua, nu contează că a început deja săptămâna, putem să ne apucăm din orice zi vrem. Nu trebuie să așteptăm până luni, până săptămâna viitoare. Păi din luni se transformă în celelalte luni. Exact. Și... de luna viitoare. Uite, cineva ne-a scris o întrebare. Cum fac să scap de grăsimea de pe abdomen? Întrebarea care mulți o au. Cred că din 10 persoane dintr-o sală, dau un exemplu, 9 au problema asta. Da. Grăsimea de pe abdomen e ceva. De-aia cred că în special fetele vor o siluetă de clepsidră, dar vor doar aici, în zona asta, să dispară grăsimea. Nu și din alte zone. Există ce recomanzi, Robert? Să... nu există. Din păcate, există. Nu există. O să dezamăgesc, dar nu există să arzi grăsimea doar de la abdomen. Nu dezamăgești tu, ci... ci natura în sine sau cine a creat astfel corpul, în așa fel încât să nu poți arze, să arzi grăsimea. Mass media. Acum a creat mass media mai mult, cred că, aceste idealuri de corpuri. Da, sau mass media. Da. Este o variantă. Da. Nu poți să arzi doar dintr-o anumită zonă grăsimea, ci ai nevoie de deficit caloric, astfel încât să arzi grăsimea pe tot corpul. Iar grăsimea... nu doar pe abdomen. Nu doar pe abdomen. Iar grăsimea, ca să o arzi, ai nevoie de efort de tip aerob. Asta înseamnă alergat, coardă, sărituri, deci orice implică un puls ridicat. Pentru cei care au probleme cu articulațiile, de regulă ce recomanzi ca un substituent la cardio? Mulți oameni se plâng că au probleme. Eu mă regăsesc. Eu sunt una dintre persoanele cărora le pocnesc genunchii de fiecare dată când se apleacă. Mie întotdeauna îmi pocnesc genunchii, coatele. Poate un mers un pic mai alert, să fie diferit față de mersul normal, cu ceea ce s-a învățat corpul deja. Când mergem, corpul e destul de învățat, adică cu mersul, practic, mergem foarte mult. Exact. Un mers alert probabil ar scoate corpul un pic din zona de confort și ar fi ceva un șoc pentru el în momentul respectiv. Și o încălzire destul de bună înainte să faci acest tip de efort sau orice tip de efort, să ai o încălzire destul de bună. Chiar dacă te dor articulația la început, nu e nicio problemă, o să vezi că treptat, așa o să le întărești. Adică prin mergând. Adică așa am funcționat o problemă la urma urmei. Mergând direct la în fața ei. Robert, există o vârstă când trebuie să te apuci sau necesară sau indicată de a face fitness, sală? De la... adică oricând. Oricând, în principiu, da, ideea e să nu fii foarte mic. Nu recomand sub 14 ani. Eu am început la 14 ani jumătate, 15 aproape. Aha. Nu mi-a afectat creșterea înălțimii, ba dimpotrivă. Ai mei sunt foarte mici. Eu am ieșit cel mai înalt. Iar pe partea aialaltă, la vârste mai înaintate, nu e nicio problemă. Poți să te apuci la orice vârstă. Numai că la o vârstă mai înaintată o să fie mai dificil un pic cu rezultatul. Pentru că corpul e învățat într-un fel, poate 20 de ani sta pe canapea și o să ai nevoie poate de încă vreo 5 ani ca să-ți revii într-o formă destul de fit, dacă 20 de ani sta pe canapea. Da, 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 corect, 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 corect. E curios, cei care fac sport de performanță de mici, nu că le afectează, e oarecum sportul puțin dur pentru ei, consider? Sportul de performanță este foarte dur, indiferent de vârstă. Ei sunt în creștere, într-adevăr, dar nu am gândit la asta până acum. Și la copii este destul de periculos, într-adevăr, dar și la adulți este foarte periculos. Dacă te uiți, majoritatea sportivilor de performanță mereu stau accidentați. Da. Au cotus, au, nu știu, un tendon dat peste cap, au la genunchi și tot așa. Este foarte dur sportul de performanță, în principiu. Da, pentru că ei vor să-și întreacă, practic, limitele. Deci sunt într-o cursă cu sinele și, bineînțeles, că trebuie să dea tot ce au mai bun. Deci mai degrabă încurajezi la copii hobby-urile, să zicem. Într-adevăr, copiii, când sunt mai micuți, dacă au căzut odată, își revin mai repede, nu au acel instinct de a se panica foarte rău, cum avem noi adulții, când deja conștientizăm pericolele și așa mai departe. Deci e în regulă pentru a cultiva curajul acesta și deschiderea către sport, dar nu neapărat să se epuizeze. Ei mental stau foarte bine. Exact. Și aici... dar ei mental sunt foarte bine. Ei nu sunt îngrijorați dacă s-au lovit. Noi, în schimb, adulții suntem foarte îngrijorați. Exact. Că am citit cândva undeva că dacă mă lovesc la genunchi, mi se întâmplă asta. Da. Și imediat o să... e posibil să atragi la nivel mental chestia asta. Da, inclusiv asta, da. De asta spuneam că mentalul este foarte important în sport, în general. Adică să leagă una cu alta. Nu poți să, doar să faci sport și să nu ai și un mental sănătos și să gândești sănătos. Uite, ca și antrenor de fitness, relația ta cu clienții, sau cum să-i numim, clienți, da? Clienți, da. Care? Cum îi alegi?
Ai ceva, un examen, un casting, nu știu. Nu aleg clienți așa. Ei mă aleg pe mine în principiu, eu fiind antrenor, ei trebuie să mă aleagă. Iar relația pe care o stabilesc cu fiecare client este de prietenie. Adică este antrenor-client, este, dar nu pot să fiu foarte formal cu ei. Nu mi se pare că a te duce la sală și eu să fiu rigid ca antrenor. O să-i pun o presiune, dar dacă în momentul în care vezi înțelegere din partea antrenorului, atât din punct de vedere fizic și atât când poți să vii să te descarci, poate să vorbești de problemă sau nu știu, nu una chiar foarte intimă. Psihologul. Da, și psiholog poate fi antrenorul, adică mi-ar fi plăcut să am un așa antrenor. Da, să știi că este o combinație într-adevăr foarte bună și în prezent dau foarte mult randament oamenii care își aleg două nișe și le cuprind pe amândouă, practic cum faci tu cu fitness-ul și psihologia. Sunt două lucruri care se completează și omul are nevoie de ambele în procesul ăsta de transformare și de creștere, deci... Da, mi se pare da, fascinant. E de viitor, practic. Cum le-ai combinat, da. Da, păi da. Merg împreună, adică da. Nu poți să arăți bine și să gândești toxic. Adică exact, nu cred că merge una fără alta. Și nu poți să te simți sănătos într-o minte negativistă și pesimistă și care... Exact, o să ai probleme non-stop dacă nu gândești... Da. Dar te gândești pe viitor să faci un fel de, nu știu, terapie prin sport sau să-ți faci... Am destule idei pe partea asta, dar încă fiind foarte multe, nu știu ce să aleg. Știi cum să le gestionez momentan. Da, nu știu ce să aleg, că toate mi se par bune și aș face din fiecare câte ceva. Numai că eu sunt singur, nu pot să fac foarte multe, că timpul meu e limitat. Atunci să-ți dau idei. Tu, practic, ai spus că acum iei sub tutela ta orice fel de clienți, nu contează, nu faci o clasificare. Da, uite, orice fel de clienți. Unii oameni când ajung la un anumit nivel, spre exemplu, și cresc prețurile și unul dintre raționamentele lor este că vor să atragă doar un anumit tip de clientele, oamenii care, uite, spre exemplu, în domeniul tău, să fie foarte determinați, adică ei să știe clar că vor să înceapă un nou stil de viață, vor să înceapă această transformare și când vin la cursul tău sau la orele pe care tu le predai, tu știi sigur că oamenii ăștia o să se antrene, o să ai mai puțin de furcă cu ei, să zic așa. Și prin, bineînțeles, trebuie să faci mai întâi încercare și eroare de câteva ori, să-ți dai seama de om, oamenii, după cum ai zis și tu, sunt foarte complexi, deci niciodată nu cred că o să poți să anticipezi exact cum o să răspundă fiecare la tratamentele tale și la antrenamente și tratamente și antrenamente. Da, amândouă. În principiu, hai deci, să spun, uite, în principiu cu timpul, cred. Cu timpul, da, dar în principiu clienții, cum să spun, se selectează singuri. La început am avut foarte mulți clienți care veneau și plecau. După 3-4 luni, eu am crezut că eu am o problemă și zic, mă, e un antrenor foarte da, prost. Da, chiar să știi că te întreb. Și mă gândeam, băi, sunt eu prost, am eu vreo vină în toată, ce nu fac bine? Acum, analizând și luând lucrurile la rece, mi-am dat seama că eu nu aveam o problemă. Eu îmi făceam treaba destul de bine. Problema, nu știu dacă era neapărat la ei, în schimb, lipsa de motivație, erau, de exemplu, da, erau extremiști, adică știu că aveam un client la un moment dat care el era doar pe canapea și calculator. Și nu a venit la sală, a venit doar 3 luni. Și eu m-am gândit în momentul ăla, zic, bă, stai un pic, că el avea un mediu de viață. Este destul de dificil să-ți facă trecerea la un mediu de viață activ, să vină să facă sport. El ambiția a avut, o primul pas l-a avut, în schimb drive-ul necesar de a duce la capăt, poate n-a avut scopul setat din prima sau a fost doar curios să vadă cum se manifestă corpul lui și mintea lui dacă vine la sală și astfel a renunțat, că probabil și-a dat seama că e destul de greu să facă trecerea asta. Da, contează și ce faci cu restul zilei tale în afara celor ore. Da, exact. Degeaba vii la sală o oră dacă tu restul tu după aia... gândești toxic, ai un mediu de viață toxic, pierzi nopți, nu te odihnești, nu citești, nu ai grijă de... Mănânci când apuci. Da, exact. Nu ai alimentația pusă la punct. Dacă nu ai alimentația pusă la punct, de exemplu, o să te simți destul de irascibil. Probabil, cred că toți am pățit chestia asta. Oh, da. Și nu-ți vine să faci nimic în momentul ăla, chiar dacă știi că e un lucru important, nu-ți vine să-l faci. Exact, da. De asta e important să ai o ordine în lucruri și în ceea ce faci zilnic. Wow, da. În gânduri, da. Mai ales în gânduri. Să fie așezate toate. Să fie așezat, da. Ca tricourile în dulap, așa, așezate frumos. Pac, gând la gând. Într-un dulap așezat, că sunt și dulap, exact, în care hainele nu sunt chiar așezate. Da. Într-un dulap ordonat. Într-un dulap ordonat. Robert, dar ai avut vreodată, nu știu, situații neplăcute cu ai tăi clienți, nu știu, furie, să te enervezi tu pe ei, ei plin, cred că se mai întâmplă. La început mi se întâmpla să mă enervez când întârziau. Era ceva, cred că la ordinea zilei mi se întâmplă, și acum mi se întâmplă să întârzi, în schimb nu mă mai deranjează. Dar tu îi taxai pe oră, adică...
practic. De obicei, da. Bine, și acum antrenamentul durează cam 40-60 de minute cel mult. Eu atunci, cei drept, îi lăsam, le dădeam din timpul meu. La început nu aveam foarte mulți clienți. Uh-huh. Și mă enerva, de exemplu, să știu că am cu cineva de la 12 programat și trebuia să stau până la 1. Ei, în schimb, dacă venea la 12.30, trebuia să stau până la 1.30. Încă o jumătate de oră. Deci nu le impuneai practic că se termină ora la cât... Da, interesant. Da. Uite, știi cum îmi dau seama că ești un om dedicat? Vrei să mai spui ceva? Da, gen niciodată nu le-am luat din timpul lor. Ok. Da, tu puteai pe de altă parte să le spui, da, să le spui, păi ora a început la 12, acum deja este și un sfert, facem până la 1 fix. Dar uite că tu practic le dădeai încă 15 minute, pentru că ei au întârziat cele 15 minute, și mă gândeam la început, înainte să ne fi mărturisit tu de fapt de ce se scurgea timpul în felul ăsta, credeam că poate tu voiai să fii mult mai eficient și nu aveai timp în minutele mai puține pe care ți le lăsau la dispoziție, dar tu tot stăteai peste program. Eu oricum stăteam. În principiu mă ghidam după ei cum sunt. Dacă îi vedeam, majoritatea veneau cu o față plioșită și ziceau, aoleu, scuză-mă că n-am vrut să întârzi, că mi s-a întâmplat lucrul, și zic, ok, hai, mai stau eu peste program, nu e nicio problemă. Imediat încercam să mă pun în locul lor, empatizam cu ei destul de mult și zic, dacă mie mi se întâmpla lucrul respectiv, poate în trafic sau poate... Poate și mie, da. Robert, da, acum mi-am întâmplat o întrebare. Ai apelat vreodată, dar sincer, ai apelat vreodată la o metodă de asta când cineva întârzie, tu te enervezi și zici, las că ți-o fac și ți-i pui greutăți mai mari, nu știu. Recunosc că da. Au fost antrenamentele destul de intense. Nu mai mi-am dat seama că este o greșeală să fac lucrul acesta. Că după aia nu mai vin. După nu mai vin și se simțeau ei destul de... Își dădeau seama efectiv că am ceva cu ei în ziua respectivă, că acum la antrenament eram ok, nu le puneam greutăți mari, nu-i chinuiam. În schimb, acum ce s-a întâmplat cu antrenorul? E nebun sau care e problema cu el de nechinuie? Dar am renunțat repede, că am văzut că nu e o metodă foarte, foarte productivă. Da, e interesant. Uite, eu la școala auto unde făceam, dacă în ziua aia lipseam sau ceva, gata, se punea, se bifa. Știi? Eu mă gândeam să încerc și la banii lor. Zic, mă, au plătit oamenii ăștia pentru serviciul meu și plătind, nu mi se pare drept să le iau. E dreptul lor, deși dreptul meu e timpul. Exact. Am și eu un drept și ei au un drept. Exact. Și zic, ok, hai că cedez eu, pentru că eu fac lucrul ăsta non-stop. Adică asta mi-este meseria. Robert, să știi că avem, cel puțin acum în capul meu, atâtea întrebări aș mai avea pe partea asta de... Dar timpul ăsta e foarte scurt. Dar noi promitem că... Acum mă gândeam că Robert ar trebui să-l mai invităm și să facem emisiune separată, știi, pe partea de fitness și una pe partea de psihologie. Da, are foarte multe de spus. Ai foarte multe și deja timpul... De asta vrem să vorbim un pic și despre cărțile tale pe care le scrii. Da, să știți că pentru cei care ne ascultă, care ne urmăresc, indiferent de unde ne urmăriți, Robert are și o relație foarte bună cu literatura. El deja a scris 2 cărți, pam, 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 pam. Și ce mi-a plăcut la tine e că tu ți-ai propus să donezi toți banii din vânzarea cărților. Da, mi-am propus să donez banii din vânzarea cărților. Am citit la Panaiti Strate o chestie destul de interesantă și spunea la un moment dat că, din păcate, din vremea lui chiar a început lucrul acesta, oamenii pun mai presus, chiar, nu știu, banii, sunt interesele bănești mai presus de orice, de artă în sine, adică nu știu dacă banii valorează cât arta, sau mai presus decât sufletul. Nu poți să pui banii mai presus de suflet. Și m-a marcat destul de mult ce am citit la el. Iar dorința mea a fost de a mulțumi, un semn de mulțumire, nu știu față de cine, aș putea spune față de univers, față de creație în sine, deși nu poți să mulțumești cu bani așa ceva. Dar am zis că măcar acei oameni să fie mai fericiți care vor primi banii. Așa am gândit în momentul în care am ales să-i donez. Tu deja ai scris 2 cărți. 2 cărți. Hai să o luăm pe prima, după care revenim la a doua, că abia aștept să revenim și la a doua. Prima a fost un vis devenit realitate, aș putea spune. A fost un vis destul de mare pentru mine și o provocare în același timp. Nu mă credeam capabil, dar mă credeam capabil. Fix așa gândeam. Nu știam dacă am cunoștințele necesare, nu știam dacă am starea necesară. În schimb, mă simțeam că am ceva de spus și simțeam că pot să scriu. Dar te simțeai ca un impostor? De ce? Te simțeai nepregătit pe lângă alții? Da, nepregătit pe lângă alții. Aspirai? Ok. Da. Ne pregătim pe lângă alții, citindu-l pe Panaiti Strate, Octavian Paler, mari scriitori, Dostoievski, Tolstoi și tot așa. Mie mi se părea că, ok, ce zic eu pe lângă oamenii ăștia? Ești pe drumul cel bun, pentru că ai mentalitatea aceasta de a crește, ci nu ai o mentalitate fixată, că
știu atât și sunt foarte bun pe asta și deja e, știi, adică tu încă te compari cu oameni mai buni decât tine și asta o să fie întotdeauna, o să te motivezi întotdeauna. Da, mi se pare că nu ai cum să știi, adică, nu știu, oricât ai citit și oricât ai învățat, mi se pare că sunt oameni, în primul rând, mai buni ca tine, care știu mult mai multe, care sunt mult mai mari. Și sunt atât de multe lucruri despre care poți să înveți. Foarte mult trăiesc pe principiu opus, din păcate, în ziua de azi. Dar... poate asta este și o cauză a plafonării la un moment dat, că în momentul în care știi, crezi că știi foarte multe, da, renunți să mai înveți, renunți să mai citești, să te mai uiți. Nu mai ești motivat, ești. Și prima carte, cum se numește? Prima carte se numește Mărturii din necunoscut către cunoscut. Titlul mi-a venit total spontan. Eram într-o noapte și am zis că vreau un titlu un pic mai intrigant. Ai făcut vreo analogie cu conștientul și subconștientul? Sau? Exact. Rămâne? Exact. Fix la asta mă gândeam, să fie ceva din necunoscut, adică din univers, să fie ceva din subconștient, cum ai zis și tu, și să fie ceva către conștient, astfel încât să putem înțelege. Adică să vină ceva neînțeles către ceva înțeles, către ceva scris în cuvinte. Fix așa am gândit-o pe prima. Și la ce vârstă a avut loc? Câți ani aveai? 21. Mi-a fost un proces mai lung când am scris-o și de asta nu știu exact să zic. La 21 am început-o și mi-a luat un pic până am scris-o și a durat un pic și până a apărut, aproape un an. Sunt foarte curioasă să văd așa nivelul de maturitate cu care ai tratat atunci, la vremea aceea. Deci, cartea asta. Îmi vine să râd când o citesc pe prima. Asta mi-a să trebuie, eram sigură. Da, îmi vine să râd că mi se pare. Ai mai crescut între timp. Da, zic, eu am scris chestiile astea. Da, uite, e foarte, eu la fel, la 18 ani am scris o carte de poezii și la fel acum îmi vine să râd, când de-aia nu deschid, că râd tare și mă aud. Da, zici, bă, eu am scris prostiile astea acolo, adică chiar eu sunt. Exact, exact. Și uite, și am mai întâlnit oameni care la 18-19 ani au scris câte o carte și pe urmă cumva ei au mai crescut, nu știu, s-au mai maturizat, nu știu ce, le-a fost rușine și după aia nu au mai scris nimic. Adică aia... Cred că aia înseamnă plafonare, de fapt. Da. Sau, dai sau... impresia că nu mai poți să mai răzbești, gata. Zice, gata, eu nu. Sau poate s-au demoralizat. Da, mai există și tendința asta să crezi că nu ești suficient de bun, adică dacă am scris o carte și poate mie mi se pare proastă din punctul meu de vedere, o să cred că poate nu mai am nimic de zis. Dacă eu nu am motivația necesară de a continua și de a o depăși pe prima, o să rămân la nivelul că nu sunt bun. Exact. Ei nu văd cât de mult au făcut. Ei nu văd lucruri până unde au mers, adică ei nu văd că au scris o carte sau că au scris un articol sau că au scris ceva, ei nu văd plusul. Sau nu se mai uită înapoi, prin ce experiențe treceam eu atunci când am scris asta sau ce m-a determinat pe mine să fac asta. Știi ce mi se pare interesant în ziua de astăzi? Pentru că există și nu există foarte multă expunere. Practic, atunci când faci un lucru și l-ai făcut prost și au aflat deja mai mulți oameni, poți rămâne cu acea etichetă. Pe când tu poți evolua și poți face foarte multe lucruri mult mai bune și mai mărețe, dar vei rămâne, există riscul să rămâi întotdeauna acea persoană care a făcut lucrul ăla. Și mulți cred că în prezent, câteodată mă regăsesc și eu în asta, așteaptă, și e o mentalitate greșită, sunt conștientă, așteaptă momentul potrivit, știi? Când o să fie momentul ăla potrivit și atunci o să le faci pe toate și o să te cunoască toată lumea așa cum ești tu cu adevărat, dar sunt de părere că tu ai luat-o pe un drum mult mai bun și mai sănătos. Prin experiment, prin creația în sine, prin curajul de a te lăsa dezvălui de ceilalți. Deci asta îi încurajez și pe matinalii noștri și pe toată lumea din lume să facă, pentru că ăsta e drumul cel mai bun. Nu contează că faci ceva greșit, te îndrepți pe parcurs. Da, e un plus, adică să nu te uiți la... Adică, e bineînțeles că e absurditate și prostie să nu te uiți la ce faci greșit. Adică da, să persiști da, în prostie, exact. E nebunie. În schimb, să te uiți să vezi ce faci greșit cu dorința de a îmbunătăți. Aici vorbind strict de scopuri, când îți atingi ceva, să vrei să îmbunătățești, mie mi se pare cel mai tare lucru, adică să poți să analizezi ce ai făcut greșit și să continui. Și bineînțeles să vezi că tu ai făcut greșit un lucru, dar dacă n-ai fi făcut, nu ieșea nici măcar greșit, exact. Nu ai fi avut nici baza aceea greșită, exact, n-aveai de unde exact, să pleci. Exact. Ai construit exact. Enorm. Exact, exact. Hai un pic și despre a doua carte. Da, hai să o prezentăm oamenilor. Să știți, acum mă adresez tuturor, eu în pauză am reușit să, așa, să o răsfoiesc puțin și m-a captivat din ceea ce am văzut, așa fugitiv ce am văzut și abia aștept să stau. Și... eu mă bucur că o să rămân aici a noi. Da, o să rămân aici cartea, o să rămân aici cartea. A doua se numește Sunt fericit cu un motiv, cu un motiv este tăiat, cu o linie tăiată, pentru că fericirea nu ar trebui să aibă legătură cu un motiv anume. Wow. Că în momentul în care spui fericirea în motiv, înseamnă că nu ești fericit.
Și înseamnă că alegi după ceva ce nu ți aduce liniște, nu ți aduce nici bucurie, nu ți aduce nici împăcare cu viața, nu ți aduce nimic de genul ăsta. În schimb, în momentul în care ești cum ești, fără să ai ceva, să ai un temei neapărat, simpla existență, simplu fapt că existi și că respiri, ar trebui să fie suficient ca să ai să fii fericit. Exact, exact. Cât timp ai lucrat la carte? În jur de 7 luni. 7 luni mi-a luat să lucrez la ea. Și cumva aveai un proces constant, adică zilnic? Aproape zilnic am scris la ea, dar am muncit destul de mult. În schimb, nu am știut ce format va lua, nu am știut. În momentul în care m-am apucat, am zis doar că o scriu pe a doua, am avut ideea, dar ideea s-a terminat într-o pagină. Și zic, ok, acum ce fac? Și de aici am început să dezvolt. Deci nu am avut o schemă sau ceva. Pur și simplu a fost... Și... Ai, nu știu, un spațiu tău unde scrii sau un timp unde scrii sau nu știu. Am și un spațiu, am și timp seara, de obicei îmi place să scriu. Iar ca spațiu scriu la mine acasă. Nu pot să scriu, am încercat și varianta de a ieși în oraș la o cafea să scriu sau alte variante. Dar ești stres, sau? În parc, dar nu mă simt în largul meu în momentul respectiv. Adică simt că nu e locul meu acolo. Bună întrebare lui Dima, iar acasă ai un colțișor practic pe care ți l-ai făcut exclusiv pentru asta? Adică nu este în dormitor lângă pat să fii tentat să te duci la somn sau nu știu. Este un loc cu foarte multe cărți. Ok, oh. Da. Am foarte multe cărți acolo și mă inspiră destul de mult acele cărți. Cred că energia lor, nu știu, dar în momentul în care sunt acolo nu am nicio dorință de a face altceva decât de a citi și a scrie. Da, păi e foarte bine că ți-ai creat un astfel de spațiu, e foarte bună întrebare. Ultima, cât despre timp, am citit, de fapt nu mai știu cine a dat citatul ăsta, mi se pare foarte interesant. Cred că Steven Pressfield, în cartea sa The War of Art, unde ne învață despre procrastinare, despre rezistența aceasta pe care o manifestăm, când cu cât ne dorim mai mult să obținem un lucru, cu atât parcă ne oprim din a face lucrul ăla și amânăm și amânăm. Și a spus că din fericire pentru mine, inspirația, într-un interviu era asta, când vine inspirația pentru dumneavoastră, așteptați să vină ea sau păi da, dar din fericire vine în fiecare dimineață la 9 dimineața fix. Deci, da, în momentul în care o voia e inspirația. Da, da, exact, exact. Trebuie să-ți creezi. Trebuie să o chem pe inspirație. E o carte foarte tare, ți-o recomand. E foarte tare. Dar tu ai avut momente când să te dai cu capul de pereți, ceva să nu-ți iasă? Cât de mult am fost. Sunt curios, adică când scrii o carte de dezvoltare personală, să dai cu capul de pereți tot. Da, este ca și cum stai singur creaca de sub picioare, dar este pe bune. De multe ori am aruncat foi, mi-a venit să renunț, mă supăram pentru că nu-mi ieșea, aveam o idee și în scris ieșea altceva, îmi dădeam palme exact, când citeam. Exact, nu puteai să articulezi exact ce voiai. Da, gândeam ceva și în scris era altceva și zic, bă, dar ce naiba că nu-mi iese, adică ce se întâmplă? Da, asta mi se pare că, Andrei, am putea să facem un film, un scurtmetraj, știi? Da. Ar fi o idee tare. Legat de scurtmetraj și eu, primul scurtmetraj pe care l-am făcut, eu am terminat la regie și scenaristică, tot la fel. Acum când mă uit la el, eu am făcut prostia asta vis-a-vis de ce vorbeam noi mai devreme. Cu toate că atunci când îl prezint altora de o vârsta mea sau și puțin mai maturi, îmi spun că, măi, prin comparație cu alte filme studențești pe care le-am văzut, chiar e un film bun, adică e fundamentat, e... Dar mie, tot așa, cred că e ok să ne comparăm cu oameni care sunt mai buni decât noi în lupta asta cu dezvoltarea personală. Și la fel și Robert, să dea cu capul de pereți. Nu, ideea asta nu e bună, trebuie să fac ceva mai bun. Nu pot să pun mizeria asta aici, să citească oamenii. Da, era o luptă totală. Era o luptă. Da. Noi le spunem tuturor celor de acasă, cartea de grabă va fi, cu timpul va fi, o să apară, da. Deci așteptați, pregătiți bănuți în portofel și așteptați și... Ia o să apară, da. Ce, noi deja, cu Andreea, suntem fericiți că noi deja am atins. Da, noi avem un exemplar, până o să mai fie publicat. Chiar nu dai, adică chiar o las, chiar o las. Ești sigur că noi ne-am cam, l-am cam determinat. Uitați-vă, noi să ne uitați-vă ca să știți cum arată, cu timpul când o să știți, pe urmă, când apare în librării. Ultima întrebare până la jocul nostru, ia să vedem cât timp mai avem. E ok, cam 10. Îi punem 5 întrebări. 5 întrebări, da. Ultima mea întrebare este... Înainte de asta, mi se pare foarte interesantă alegerea de culori pentru copertă. Tu te-ai gândit la imaginea asta? Sau, adică e făcută pe o bază psihologică? Știi foarte bine că ne pot influența gândirea foarte mult culorile. Și albastru, din câte știu, seninătatea asta îndeamnă la reflectare, parcă. De ce ai ales
psihologic culorile sau așa s-a nimerit imaginea? Nu s-a nimerit așa, e clar că nu s-a nimerit. Pur și simplu a fost gândită, a fost ca o reflectare către propria conștiință. Ok. Și băiatul ești tu? Deci, nu sunt eu băiatul. Nu. Dar eu nu știu dacă știi, Andreea, eu chiar sunt fan culorii albastre, adică eu sunt îndrăgostit de albastră. Și bun. Da, noi o vom răsfoi. Robert, trecem la rubrica noastră? Da. Robert, fii atent. Noi avem rubrica întrebări la foc automat. Tu vei primi 5 întrebări și dai din tine tot ce iese. Tot ce iese. Fără ca să te gândești. Să te gândești foarte mult. Da. Andreuța? Vă mulțumesc. Ia să vedem. Alege-le tău care ți se pare. Întrebări care... Da. Ok. L-am nimerit bine pentru că sunt curioasă. Care sunt 3 lucruri care te motivează dimineața să te ridici din pat? Ia să vedem cum se ridică el din pat dimineața. Lucru de seară propus, alarma la telefon și cel mai important lucru din ziua respectivă pe care vreau să-l fac, pe care mi l-am setat. Frumos, frumos. Da, foarte frumos. Bun. N-am mai avut o răspunsul ăsta până acum. E important să ne creăm o rutină de seară. Dacă ți-ai regizat filmul vieții, cum s-ar numi acesta? De vorbă cu un nebun. Da, bun. Întrebarea a treia, ia să vedem. Ai și tu vreo întrebare, Dima? Da, Robert, cum definești, de ce oamenii vin și pleacă din viața noastră? Din viața noastră? Da. Pentru a ne învăța lucruri despre noi. Frumos, frumos. Fiecare om te învață ceva, dacă ești atent. Nu omul în sine, nu persoana în sine, ci despre tine te învață, că o să vezi că scoate la iveală un sentiment, fie bun, fie rău. Astfel înveți ceva. De ce oamenii sunt nefericiți? Nefericiți? Da, există oameni nefericiți și dacă există, de ce ei sunt nefericiți? Pentru că nu sunt conștienți de faptul că respiră. De asta sunt nefericiți. Wow. Adică ei au primit cel mai frumos dar, respiri. Ce vrei mai mult de atât? Exact. Că nu ai o casă, că nu ai o mașină vengoasă sau că nu ai ce. Poți să le ai și pe alea. Da. Frumos, frumos. Ce tip de taximetrist ai fi dacă ai fi un taximetrist? Că tot tu ești cu tipologiile umane. Dacă o să am loc în mașină, o să pun poate poezii, o să pun afișe. Că ce tare! O să rup pagini dintr-o carte sau din ceva, o să le lipesc pe geamuri, cum au ăștia iconițe multe pe parbriz, o să am cred că poezii sau o să decupez rânduri, o să le lipesc, genul ăsta aș face, ceva cu ce drăguț, scris. Poate și niște haltere, un cântar. O să am clar pe numărul la mașinii sau ceva, o să am o halteră desenată sau cred că asta aș face. Și aș da ceva la clienți, nu știu... Sau te iau în cursă numai dacă te las cu 10 minute înainte de destinație, sau să-mi spună, sau să-mi spună poetul preferat. Așa o să am, să-mi spui un poet preferat în momentul în care vezi orice mașină. Și da. Astfel accept clienții, așa o să mi selectez. Da. Mai dai o întrebare sau mai dau eu una? Te rog. Aia cu Robert, fii atent, e o întrebare de imaginație. Dacă în acest moment Cupidon ar intra pe ușă, ce l-ai întrebat sau ce îi reproșa? Să vedem cu dragoste. De ce e atât de bun cu noi oamenii? Da. Eu cred că lovește unde trebuie și când trebuie. Frumos. Bate palma. Drăguț. Bate palma. Bine, da. Chiar ne pare rău că trebuie să ne luăm rămas bun, da. Dar noi promitem că te mai invităm. Și ți-am zis, data viitoare când te invităm, mie acum mi s-au născut multe întrebări. Vorbim cu tine. Și asta e de bine. Data viitoare poate te invităm în două emisii. Una vorbim despre sport, una despre psihologie și a treia linglobăm. Da? Oricând, cu mare drag. Andreea, mesaj? Da. Sau hai să lăsăm pe Robert, da, pentru că e invitatul nostru. Un mesaj pentru cei care acum sunt cu ochii și urechiușile pe noi. O să le spun ceva simplu. Să fie cât mai liniștiți. Să aibă parte de ceea ce vor ei, să lucreze pentru ceea ce vor ei să facă, să își iubească viața, pentru că ăsta e lucrul cel mai important și contează cel mai mult, și să aibă grijă de propria persoană, că nu e egoism dacă ai grijă de tine, ci e dovadă de iubire. Frumos, frumos. Da. Andreea? Eu mai tinerilor vă îndemn să citiți cartea lui Robert atunci când o să aveți acces la ea. Eu o să mă apuc curând de ea și sunt sigură că nu o să fiu dezamăgită și vă urez o zi perfectă.
Exact, exact asta vă urez și voi. Lângă noi a fost Robert Andrei Durbacă, cu E, da? Cu Robert Andrei Durbacă. Îl găsiți pe Instagram, oamenii te pot găsi pe Instagram, Facebook. Tot același lucru. Îți poți scrie, fetele, băieții? Sigur, ori. Absolut, ești liber, ori. Deschis. Da. Îl găsiți pe Robert pe Instagram. Robert e antrenor, mie îmi place să zic de azi, antrenor de suflete. Da, chiar că. Nu m-am gândit la asta, dar sună antrenor de suflet. Următorul tău titlu de carte. Să știi dacă, că da. Da, dacă aveți probleme cu sufletul, cu inima, cu mușchi, biceps, triceps, creier, dați-mi și creierul e un mușchi pe care trebuie să-l antrenăm zilnic. Da. Ca și inima, de altfel, ca și inima. Nu ne-a părut bine, Robert. Noi, și ne-a părut bine. Noi ne oprim aici, dar nu ne oprim definitiv, vorba poetului. Da. 10.56, eu am fost Dima Țoi și lângă mine a fost Andreea Reve, colega mea. Noi vă cuprindem și zâmbiți cât mai mult, pentru că ne vedem și mâine. Aveți un motiv de zâmbi. Mâine de la 8 la 11 alături de Art FM. Pa, pa și pupicei!